vă rugăm frumos să veniți cu mine, să-mi arătați, vă rog frumos, semnul. Deci eu nu am, este domeniul public, eu am dreptul să vă trag. Sunteți reprezentant acestui șantier, domnul este aici. Intrăm în mai multe detalii? Doriți să intrăm în mai multe detalii? Deci, nicio problemă. Te rog să părăsești șantierul. Da, este un șantier public. Deci, este da, ba, este pe stradă publică, îmi pare rău. Echipament NEMA, dumneavoastră. Așa, să ne vedem. Vă rog frumos să-mi arătați. Deci, ai voie să mă filmez fără pe domeniul public, am voie să filmez ce vreau, da? Eu cred că cunosc legea foarte bine. Vă rog frumos să-mi arătați semnul cu oprirea, oprit, cu tăcerea oprită. Vă rog eu frumos. Ca să ne înțelegem că numai aici, în România, vei că merg lucrurile cum merg. Arătați-mi și mie semnul la 50-100 de metri cu tăcerea oprită, vă rog frumos. Deci, până la urmă, e singurul semn de acolo, nu? Deci, uite, acolo, sub triunghiul a fost pus. Pe stâlpul cu triunghiul a fost pus semn cu trecerea oprită. Înseamnă că cineva l-a luat. Nu există. Ba, există. Nu există. Nu există. Eu acum, eu locuiesc aici, în zonă, din păcate. Eu acum... Deci, a fost pus de săptămâna acum trecută, exact o oră. Acum o săptămână, când s-a predat amplasamentul, s-a montat... Eu... Nu. Badul. Asta deci, și nu vă privește. Garantat. În fiecare dimineață trebuie să aveți... Garantat să aveți. Să aveți, probabil sunteți inginer de șantier sau ce sunteți, nu știu. Trebuie să răspundeți pentru chestiile astea. Acel panou cred că ar trebui pus, cred că ar trebui anunțat din capătul străzii, frumos.